Bună dimineața, oameni buni! Sunt în Israel, acum sunt la Betlehem, în Palestina, la hotel, se vede hotelul în spate unde am fost cazați, ăla e autocarul cu care mergem. După cum am spus, am venit în Israel pentru un tur cu enoriașii de la Biserica Izvorul Tămăduirii de la Ineu, pe care l-a organizat Părintele Radu. Sunt și cu Damian, am venit aseară din București, ne-am reunit cu grupul aici, a ieșit Freddy cu noi. O să mergem azi prin Ierusalim, pe la Mormântul Sfânt și o să vizităm o grămadă de obiective, o să vă zic pe parcurs zilei la curent cu tot ce se întâmplă și probabil că diseară încercăm un live cu Damian, cu Părintele Radu și cu Freddy. Sper să vă placă turul nostru și să ne simțim bine împreună. Începe astăzi. Nu avem nume de zile, avem prima zi, a doua zi, a treia zi, așa se numără zile pe săptămână. Și asta este prima zi. Numai sâmbătă are denumire de Shabbat, pentru că Dumnezeu s-a odihnit, nu a mai făcut lumea. Ne coborâm de la Beit Jalla, de la cartierul unde locuim noi. De fapt, Betlehem e un oraș mare care e format din trei părți. Beit Jalla, centrul Betlehem și Beit Zahur. La Beit Jalla și la Beit Zahur, majoritatea sunt creștini. Beit Zahur, în special, 90% creștini. Eu vorbesc de asta pentru că înainte cu 30 de ani, 70% din populația din toată zona asta erau creștini, 30% musulmani, dar s-a schimbat numărul. Acum 70% sunt musulmani, 30% creștini, în afară de unde locuim noi și unde mergem acum la Beit Zahur. Acolo majoritatea sunt creștini și acolo să facem primul popas ca să puteți să luați și doriți toate lucrurile de sfințit la biserică. Cum am spus, sunt acolo oameni care vorbesc limba română în magazin și o să vă explice exact ce aveți și ce nu aveți. Și după aia să pornim spre Ierusalim. Ziua asta va fi dedicată pentru drumul crucii, Sfântul Mormânt, și o să vedem cât timp o să ne ia povestea asta și atunci să vedem ce mai facem astăzi. Că o să mai facem ceva, să vede, dar întâi să vedem, este principalul. Drumul Crucii și Sfântul Mormânt. Vremea e frumoasă, la București e mai cald decât la Ierusalim azi. Am văzut la metri la București, 18 grade, la Ierusalim e 16. Așa că n-ați venit în Țara Sfântă să simțiți încă vara. Nu, dar în general să știți că 16 grade la Ierusalim azi e cam 3-4 grade mai mult decât media. S-a încălzit timpul, ați venit chiar într-o săptămână cu timp bun. Dacă mai scria ieri, alaltieri, că poate să fie puțină ploaie, marți, miercuri, și asta s-o eliminat. Se vede că o să fie soare tot timpul. Am vorbit că la recepție acum, că câteva camere sus, că nu era destul de cald, o să le verifice acum în ziua. Cum ați văzut, hotelul era plin și tot timpul plin de... Tot Ierusalimul e plin de turiști. Din toate țările, din India, Indonezia, România, Polonia, e plin. Din cauza asta, v-am spus, trebuie să fim cu multă răbdare, că nu o să fim singuri. Și la fiecare loc sfânt, toți vor să vină și să-l atingă. Așa că răbdare e necesară. În afară de asta, încă n-am vorbit mult despre Ierusalim, o să vorbim cum ieșim după cumpărături. Betlehem are vreo 40.000 de locuitori, cel puțin 48 de hoteluri, sau poate că s-a mai deschis unul peste noapte. Tot timpul se deschide aici hotelul, tot timpul. Și orașul ăsta trăiește din creștinism, din creștinism, că creștinii vin ca pelerini. Sunt și musulmani care vin, dar mai puțin, și de obicei musulmanii care vin, majoritatea sunt din Turcia și ei sunt cu sponsor de Erdogan. Erdogan de dă bani ca poate să locuiască și în hoteluri mai bune, mai scumpe. Și că nu toți sunt la Betlehem. Dar Betlehem, ce înseamnă Betlehem? În ebraică înseamnă casa pâinii. Bait înseamnă casă. În limba arabă înseamnă casa carne. Lehem înseamnă carne pe arabește. Așa că aveți un prânz. Carne cu pâine. Aparține de teritoriul autonomiei palestinienii, înseamnă că aici nu vedeți
poliția israeliană sau armata israeliană, toate forțele de securitate sunt de la autonomia palestiniană. Noi le-am dat armii, am înarmat când am făcut contractul cu Yasser Arafat, vreo 20 ceva de ani, le-am dat să aibă autonomie, noi să nu fim responsabili pentru zona asta. Nu este stat, e un kind of, un fel de autonomie, cum se spune numele. Da, e Palestina, deci, aici Fredi, sau nu e Palestina? Da, e Palestina. Autonomia palestiniană. Nu aparține de statul Israel. Dacă priviți mașinile, au numere albe cu un P la sfârșit, înseamnă Palestina. În Israel, numele sunt de culoare galbene. Dacă vedeți numere galbene, înseamnă că e cineva care are dreptul să treacă cu mașina de acolo încoa. Sunt din ăștia. Câte state, mă iertați, câte state recunosc autonomia palestiniană? Nu, niciun stat nu recunoaște. Asta e ceva între noi și ei. Nu e recunoscut de ONU, nu există așa ceva. Au delegați acolo, dar nu e recunoscut de state. Dacă priviți de dreapta și de stânga și nu trebuie curățenia arată fix, înseamnă că încă nu sunteți în Singapore și nu în Elveția. În Israel e mai curat, e mai occidental, la ei mai orientat, să spun așa, cu tot respectul, nu întotdeauna curățenie pe primul loc. Nu e un discorfon pentru ei. E așa. Suntem acasă, să spun. Încă nu s-au deschis magazinele, e de vreme și duminică. Creștinii nu le deschid prea mult. Deschid, dar nu toate. E zi de odihnă. Totul a început la Betlehem, în jurul locului unde s-a născut Mântuitorul. Biserica nașterii se află la Betlehem și o să o vizităm de poimeni. Mâine, după ce îmi spune șoferul, mai bine să mergem spre Hozeva mâine, că poimeni o să fie mai aglomerat. Și mâine nu o să fim singuri, de sigur. Am fost întrebat dacă putem să ajungem la Marea Moarte, dacă vezi, aveți costum de baie, da, puteți intra să faceți baie în Marea Moarte, mâine. Stânga ce vedeți, de acum e Ierusalimul, suntem foarte aproape, cum am spus, e numai 8 km distanța din centrul Ierusalimului până aici, de aici până la clădirile vis-a-vis, mai puțin de 8. Acum, când intrați în magazin, câteva instrucții, vă dau un coșuleț la intrare, ca să puteți să puneți tot felul de lucruri micuțe, ca să nu țineți în mână, și un bilet de reducere ca grup, și întâi înaintați, drept în față, până la fata care să vă explice pe limba română. După aia aveți, vă învârtiți și faceți ce doriți. Încă o dată la întrebări, lumânări de aprins la Sfântul Mormânt, o cămașă de botez, dacă doriți, pentru mâine. În afară de asta, fiecare ce vrea, aveți acolo de la $5 până la 500 de mii. Da, sunt lucruri foarte, foarte mari. Tot e făcut din lemn de măslin. Lemnul de măsline, arta asta e... Cu ce se ocupă creștini aici, la localitatea asta? E un fel de cooperativă. Toți fac numai lucruri manuale. Pentru biserică, manuale, da. Că sunt și chinezești care nu le recomand prea mult. Dacă vreți să luați ceva adevărat, nu luați ceva din rumeguș presat din China, luați ceva care e făcut din lemn de măsline, din loc unde s-a născut Mântuitorul. Însă să vedeți, sunt o mulțime de lucruri, de toate mărimile, de toate prețurile, au și tot felul de lucruri mai scumpe, din aur, din argint, cu diamante, fără diamante, din lemn, fără lemn. E foarte mare, mulțime sunt. Dacă cineva cumpără ceva scump, vă puteți tocmi puțin. Dar nu vorbesc de o pruciniță de $10-$20. Vorbesc de una dacă costă 1000. Aia se mai poate tocmi. Puteți să plătiți în orice monedă. Și nu uitați înainte că ieșim, folosiți și toaletele. Că pe drum, după aia, pe drumul Crucii, sunt, dar aici e cel mai curat. Încă ceva, la fiecare oprire o să vină băieții ăștia care încearcă să vândă marfa lor, cum era la hotel acum dimineață, nu importă, fiecare zi, la fiecare oprire o să fie după voi. Dacă n-ați cumpărat niciun batic acum, nimic nu s-a întâmplat,
ei nu cumpere la bucate, ei cumpere la greutate, cumpere jumate de ton de batic. Din cauza asta poate să vă vândă unii cașmir. Cașmir, dacă cineva nu știe ce este, la duty free costă $200. Un furar de cașmir adevărat, că e făcut din barba țapului din cașmir, care e foarte fină și foarte greu de găsit. Ăștia care vând, denumesc cașmir, dar un cașmir adevărat trebuie să treacă într-o berighetă de 5 furare de cașmir. Ăsta niciunul nu trece. Dar nu importă, ei vor să-și facă ceva ca să aducă mâncarea acasă, să fiți atenți numai cu cumpărat. Pe stradă, de obicei, nu recomand să faceți cumpărături. Ăștia care stau lângă autobuz, n-aveți grijă, nu vă fură. Trebuie să vă uitați ce dați și ce primiți rest, însă, de obicei, spun pe stradă, la Ierusalim, nu încercați să vă păcăriți, să vă păcăriți pe voi. Că vând tot felul de lanțuri cu cultivițe de argint, e fier curat. Așa că e păcat din bani. Dacă doriți, puteți să-l luați, o să fie negru după o săptămână. Fiecare încearcă să-i facă un bat, dar... Și nu tot sunt corect. Și încă un lucru, în Ierusalim nu avem țigani. Dar hoți, slavă Domnului, nu lipsesc nicăieri. Ei nu arată ca țigani, nu puteți să-i vedeți. Dar fiți atenți cu bunurile voastre. Atenție la aparate de fotograf. La telefoane, aparate de fotograf. Ce mai are aparat? Sorinul mare. La telefoane și la bunurile voastre, la bani. De astăzi sunt pe drumul crucii, nu scoateți un portofel din buzunar ca să scoate ceva. Deci întâi drumul crucii e ceva mai duhovnicesc, trebuie să-l facem cu respect, nu cu să ne oprim la fiecare tarabă. Al doilea, să țineți un dolar sau un euro la îndemână. Că pe drumul crucii, de la două opriri de acum, o să vă ofere ceva interesant. Pe limba română, 14 vederi, un pamflet din ăsta lung, 14 fotografii, toate opriri pe drumul crucii cu explicații în limba română. Tot ce vă spun eu, o să le aveți. Costă un dolar sau un euro, dar eu n-aș dori ca să scoateți portofelul din buzunar, să vadă cineva, că sunt ochi care se uite la voi tot timpul. Zia Maron? Zia Maron. You have something in here, I know. It's separate. Is this separate from the individual? More than 1 month. I know. I wasn't in Israel. Cava. Tot ce le-am de maslin, o să găsim și această cruce stilizată, scris în limba română a tatăl nostru. Da? Aici este un rap unde sunt acoperite de lucruri de soare. But și de tot de cruce. Cruce ortodoxă, se diferă de cea care are aură deasupra capului și picior lângă picior, dată cu nici cruce stilizată. Aceste mici medalioane, găsesc pământ, rămâie, frunze sau flori de la noi din zonă. Dacă doriți fără postament, este și fără postament, aici postamentul iese și puneți crucea pe perete dacă doriți. Sunt acolo în spate de la cele mai mari până la cele mai mici. Crucea Rusalimului este această cruce, ce reprezintă crucea Rusalimului. Crucea cea mare este Rusalimul și cele patru cruci mici reprezintă răspândirea creștinismului în cele patru puncte cardinale. Bucur tu, Vichirătii, Mincăveșe, Șantov. Acum aici la vitrină unde stați este aur, aurul cu diamante. Iar pe intrare, acum la vitrină este argintul. Vreau să vă arăt pe crucea Ierusalimului cum se mai poate pe aur. Uitați așa. Formă de micolier și așa apare cetatea Ierusalimului și se închide înapoi pe bază de magnet. Și steaua Betlehemului tot la fel. Și așa apare coroana Maicii Domnului. Aceste modele, dacă doriți pe argint, este și pe argint, cum v-am spus la prima vitrină. Dar ce vreau să vă spun, așa se vinde la Manopera, pentru că sunt lucrate manual, dacă aveau sau cu diamante primiți spre certificat, nu este fără tax. Și mâine vreme de tot. Ai înseamnă că mărită încă multă cnesia românită eu. Cnesia românită la șova mod, la mă... גם הכומר וגם זה שהגיע עם סורין, שניהם היו תלמידים של תיאופיל מהכנסייה הרומנית כשהם למדו בסמינר. אחרי הקבר. נראה שזה... איזה קבר? נשיאת הקבר, ביה דורורוזה ואתה... נראה, 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 ori zidul de apus, ori zidul. Zidul plângerii vine de la secolul XIX, când musulmanii
Mergem și la zi de plângere, da? Ca să facem mai ușor, că avem aici câteva persoane care este puțin mai greu, în loc să urcem multe trepte, să facem drumul crucii, la 5 opriri facem un stop, mergem până la zidul prângerii, fără să ne urcăm pe scări, după aia continuăm cu drumul crucii până la biserică. O să facem azi. Numai puțin imediat. Un moment, te zic. Oamenii intrau pe aici, pe la răsărit. Aici puteau să fie tot, să neamuri. Aici erau schimbătorii de bani, unde au răsturnat la schimbătorii de bani Hristos când a venit aici. Nu era etaj, era același nivel. Era acoperiș numai. Aici se cumpărau jertfe. Înăuntru de acum intrau numai evrei. Aici se făcea... Nu mai compus, era încă o curte. Și aici era intrarea în templu. Templu era o singură încăpere în care putea să intri o dată pe an, numai preotul cel mare, ca să se roage la Dumnezeu, să avem ploaie. Pentru asta intra. Când intra, era legat cu un lanț. Că dacă își dădea sufletul, dacă Dumnezeu îl pedepsea și îi lua sufletul, nu putea nimeni să intre acolo, trebuia să-l tragă. Ca să-i scoade trupul. Să-i scoade trupul. Nimeni n-avea voie să intre acolo. O dată pe an. Înăuntru erau 7 sfeșnici, menora. Menora este emblema statului Israel, aia cu 7 brațe. Sunt pe aici. Nu chiar atât. Să arăt. Menora erau 7 din astea, că Dumnezeu a făcut lumea în 7 zile. De astea 7 brațe. Și asta e emblema statului Israel. Menora cu 2 ramuri de măslin. Erau 7 din astea care ardeau. Dacă ai fost la Roma, poarta Titus reprezintă cum sclavii aduc prada de la templu și aduc o menoră. Era făcută din aur curat. Am avut un profesor la Roma care mi-a spus, eu am văzut, există încă în cripta de la Vatican, nu l-a topit. Eu am văzut unul, nu știu cât i-a adus, dar mai este unul să îi spune, nu se știe niciodată ce este acolo. Secretele Vaticanului. Cel mai mare. Biblioteca lor e cel mai mare secret. Nu, numai lucruri de artă. Biblioteca Vaticanului, nimeni nu are așa ceva cum este acolo. Nu vorbesc de bani. Asta nimeni nu știe. Se spune la sfârșitul lumei, poate să știm ceva, dar de aici au luat astea. Asta ce era? Era gol. Nu era nimic înăuntru. Ardeau astea 7 și erau pâinea lui Dumnezeu. Erau 7 altare cu pâine. Asta tot ce era și chivotul, până au dispărut. Pâinile punerii înainte să nu le așa. Da. Asta ce era? Chivotul legii. Chivotul legii era acolo, după ce au dispărut, nu mai este. La asta sunt multe speculații, tot știu că nu știm. Nu se știe de fapt unde a ajuns chivotul legii. Construită de România, datează de la începutul veacului al 20-lea și tot ceea ce vedeți aici este opera arhitectului român Ionescu Berechet, care a fost șeful arhitecților Patriarhiei Române. El a fost ajutat însă în acest demers de români din mai multe regiuni ale țării. Prima problemă importantă de care s-au lovit aici, când s-a luat hotărârea ca să se deschidă un așezământ românesc, era problema pământului. Aici este o regulă veche. Nu au voie să cumpere pământ în Ierusalim decât evrei. Poți face afacere aici, poți să închiriezi, dar nu poți să cumperi. Și atunci a fost nevoie de o activitate diplomatică specifică ca să obținem dreptul de a cumpăra aici pământ. S-a rezolvat printr-un comitet de inițiativă condus de un avocat din Iași, Teodor Burada, care a luat în ajutor pe regina Elisabeta României, soția regiului Carol I, cu care au obținut semnătura regiului Angliei. Palestina la vremea aceea era sub mandat britanic. Și semnătura regiului era peste regulile locului. Așadar, s-a reușit cumpărarea pământului. Este singurul pământ românesc din Ierusalim. Nici ambasada României nu are aici pământ. De aceea noi aici, pe vârful bisericii, avem arborat drapelul național. Deci, aici este casa românească, este și casa dumneavoastră. Bine ați venit acasă. Bine v-am găsit. Așadar, după ce s-a cumpărat pământul, arhitectul Ionescu Berechet a gândit o bisericuță micuță, pentru că spațiul este, pământul este foarte generos aici și încadrată în interiorul clădirii, pentru că în jurul nostru este un cartier special, o să vă spun și despre aceasta, sau poate ați văzut în timp ce veneați către noi. Aici elementele pe care le vedeți sunt adunate, sunt elemente de preluate din bisericile noastre românești. De exemplu, catapeteasma este o miniatură a catapetesmei de la Curez. A fost lucrată la Mănăstirea Căldărușan de lângă București. Este opera unui călugăr pe nume Ronin Balintoniu, care era originar din Banat. Iar lemnul este românesc.
Modelul este brâncovenesc, deci este artă românească veche. De asemenea, icoanele de la catapeteastă au fost pictate de un pictor din Târgu Jiu, pe nume Iosif Kebăr, care era evreu de neam și care fusese familia lui, s-a stabilit în Târgu Jiu de mai multă vreme, s-a botezat creștin. Patriarhul de atunci, Justinian, știind că el este un pictor renumit, a mai pictat, de exemplu, Biserica Mitropolitană din Sibiu, Catedrala din Craiova, în București are mai multe biserici pictate, Biserica Schitului Darvar, Biserica Sfântul Ionică Piață, de la Piața Unirii, a pictat și la Biserica Sfântul Elefterie Nou, din fața Operei Române, și era un fel de pictor de curte, ghilimele, a Patriarhului Justinian, de exemplu, Evanghelia, pe care o folosim noi preoții, ediția Patriarhului Justinian, are niște gravuri care sunt semnate de Iosif Kebăr. Și aici, de ce este semnat Iosif Kebăr? A fost o provocare pentru el, întrucât evreii nu aveau voie, conform legii Vechiului Testament, să reprezinte chipuri. Așadar, de aceea au mari pictori și nume foarte renumite în istoria artei, pe domeniul sculpturii și picturii. Pictura murală, în tehnica fresco, a fost făcută tot de pictor român, în altul condus de Chiță Popescu, după Erminia Bizantină Veche. Aici s-au făcut niște invenții, niște mici adaptări, de exemplu, au vrut să introducă elemente românești. Și atunci când au pictat veșmintele sfinților, multe ornamente de pe hainele sfinților au fost inspirate din portul popular românesc. Priviți, de exemplu, cum este pictată Sfânta Elena, împărăteasa Elena, ce a fost pictată cu mantul împărăteasă, coroană pe cap, dar pe dedesubt poartă lie și catrință românească, îmbrăcată într-un costum țărănesc din zona Muscelului. La scena nașterii lui Iisus, de asemenea, la care sunt oră, sunt personaje care au venit la Betlehem să se închine Pruncului Iisus. Și știm din Evanghelie că primii care au ajuns au fost păstorii de la Betlehem. Priviți cum au fost aici pictați păstorii, îmbrăcați în haine de ciobani români, inclusiv purtând în picioare cu pinci. Așadar, atipică această reprezentare, însă, care transmite un mesaj, și anume că aici este casa românească, de aceea și sfinții aici poartă haine românești. Biserica are ca și gram principal pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. A fost sfințită de Patriarhul Justinian al României în anul 1975. Atunci Patriarhul a venit aici într-un pelerinaj și cu acel prelej a sfințit biserica. De ce l-a ales pe Sfântul Gheorghe? Pentru că Sfântul Gheorghe este născut în aceste pământuri. Mama lui era de origine din Betleem. Tatăl Sfântului Gheorghe a fost general al armatei romane, era capadocian de neam. Iar făcea parte din legiunea care stăpânea Palestina vremii aceleia, iar localitatea unde Sfântul Gheorghe a copilărit se află lângă aeroportul din Tel Aviv, unde ați venit dumneavoastră, este un orășel micuț care se numește Lod sau Lida. În vechime se numea cetatea Diopolis. Și acolo este cetatea Sfântului Gheorghe. De aceea, aici creștinii iubesc foarte mult pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Poate veți observa în Betleem un detaliu. Când mergeți în Betleem, vă rog să fiți atenți că unele case au sculptate deasupra intrării sau pe poartă icoana Sfântului Gheorghe. Unde vedeți acest lucru, să știți că este un semn. În acele case locuiesc creștini. Aici se însemnează casele cu icoana Sfântului Gheorghe. Alături de Sfântul Gheorghe, noi avem însă și un sfânt român care ne ocrotește și ne este foarte drag, Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitu, sau de la Neamț, care este și primul sfânt român trecut oficial în calendarul de la Ierusalim. Sfântul Ioan Iacob a venit aici ca pelerin de la Mănăstirea Neamț din Moldova, în anul 1935, și s-a hotărât să rămână aici să se roage pentru neamul românesc. El a fost hirotonit preot la Sfântul Mormânt și a slujit ca egumen între anii 1947 și 1952 la schitul românesc de pe malul Iordan. Cea de-a doua biserică zidită de români aici pe Pământul Sfânt se găsește pe malul râului Iordan, la locul Bobotezii. Din păcate, însă, Valea Iordanului a fost afectată de un război. În anul 67, cunoscut în istorie drept Războiul de 6 zile, purtat între armata israeliană și o coaliție a țărilor arabe conduse de Iordania, și pe Valea Iordanului a fost operațiuni militare, pentru că Iordanul este și granița dintre cele două state, între Israel și regatul Hașemit al Iordaniei. Atunci armata a ocupat zona, a minat terenul și mănăstirile de acolo și-au încetat activitatea. Când au plecat de la schitul românesc, călugării noștri atunci au încercat să salveze o parte din obiectele sfinte, între care o icoană a Maicii Domnului foarte frumoasă, icoana Acționiță, a fost salvată și adusă la Ierusalim și o avem la noi în biserică, să vă puteți închina la ea. Se află așezată în pridvor, după ușile de lemn în spate, în dreapta, o să o vedeți, în baldachinul frumos împodobit. Icoana de acolo se numește Iordănița, adică ocrotitoarea Iordanului. Noi o păstrăm acum aici în Ierusalim și sperăm ca în viitor să se poată întoarce la locul ei, pentru că în anii din urmă am reușit să demarăm un proiect de deminare a Văii Iordanului. Au fost scoase bombele rămase acolo din vremea războiului. Ne-am recuperat proprietatea, din păcate doar ruinele bisericii. O să vedeți cum arată schitul de la Iordan. O să oferim la final un pliant cu mai multe informații despre așezămintele românești
Și aici sunt și fotografii cu schitul, cu biserica schitului de la Iordan, cu cea mai rămas din ea. Cea de-a treia biserică românească pe care o avem pe Pământul Sfânt se găsește în orașul biblic Erihon și este o biserică mai nouă. A fost construit în anii din urmă, proiectul a pornit înainte de anii 2000 și a fost marcat de un eveniment important, pentru că anul 2000 a fost declarat în Țara Sfântă an jubileu, adică un an sărbătoresc, în cinstea bimileniului creștin, a 2000 de ani de la nașterea lui Iisus. Și cu acel prilej au fost mai multe manifestări, iar în noaptea de Crăciun anului 2000, în Biserica Nașterii din Betleem, au fost invitați să concelebreze toți patriarhii ortodoxi din lume. A venit atunci aici și Patriarhul României din vremea aceea, Patriarhul Teoctist, a slujit la Betleem și a doua zi după acest eveniment, Patriarhul nostru a mers la Erihon și acolo a sfințit lucrările începute la noua biserică românească, care a primit ca și hram principal tocmai nașterea Domnului sau Crăciunul pentru a marca anul jubileu, dar și ca ofrandă a poporului român pentru cei 2000 de ani de când și noi ne-am născut din cristernița propovăduirii Sfântului Apostol Andrei. Aici, de aici plecat din Țara Sfântă să ducă vestea Evangheliei până la gurile Dumnezeu. Mă opresc aici cu detaliile istorice despre așezămintele românești și înainte de a face o rugăciune de dezlegare și de binecuvântare pentru dumneavoastră, vreau să vă pun la suflet și un mic îndemn duhovnicesc. Pentru că zilele acestea sunteți pelerini pe urmele lui Iisus. Pământul pe care pășiți, dragii mei, se numește Pământul Sfânt. De ce? Pentru că a fost sfințit de prezența lui Iisus. Aici se păstrează urmele pașilor săi. Este pământul unde s-a scris Biblia. Aici a trăit Mântuitorul, Apostolii, Maica Domnului și de aici au plecat în toată lumea să ducă vestea Evangheliei. Așadar, pentru un creștin, să ajungă măcar o dată în viață să se închine și să vadă locurile acestea biblice, este un eveniment de suflet. Și pe lângă partea de vizită pe care o faceți, dumneavoastră mai aveți ocazia în aceste zile să faceți și un lucru care va fi de mare folos duhovnicesc. Aveți ocazia să vă rugați la locurile unde s-a rugat Iisus. Și să știți că rugăciunile care se fac aici de aceea sunt speciale pentru că aici s-a rugat Domnul. Și i-a învățat pe ucenici să se roage. Le spunea chiar aceste cuvinte, îi încuraja zicându-le. Cereți și se va da. Vândem și eu. Să vă gândiți bine ce cereți, să cereți lucruri importante, să vă rugați cu credință, atât pentru dumneavoastră cât și pentru cei dragi. Îi puteți purta în rugăciune. Copii, părinți, prieteni, apropiați, rudenii sau cunoscuți, cei care sunt plecați dincolo de zare și care, pentru care cei adormiți, pe care îi purtăm în rugăciune. Și mai nădăjduiesc că nu veți uita să vă rugați chiar și pentru dușmani. Pentru că aici este și locul unde Iisus s-a rugat pentru vrăjmași și ne-a învățat și pe noi să o facem. Amintiți-vă de momentul când era pe Golgota, pe Sfânta Cruce, cu brațele în cuie, pironit înainte de a-și da punctul. În fața lui Iisus erau cei care l-au răstignit pe nedrept și care îl culeau împreună cu tâlharii. Iisus nu i-a blestemat, nu le-a vorbit urât, doar ridicându-și ochii către cer, a zis această rugăciune. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Aceasta este calea pe care ne-a indicat-o și nouă. A fi creștin vine de la Cristianos, care înseamnă lui Hristos. Deci noi, dacă îl urmăm pe Domnul, încercăm să iertăm și să iubim ca și El. Nu e ușor, trebuie să recunoaștem că este foarte greu să ierți pe cei care îți fac rău. Dar puterea de a ierta și de a iubi o primim de la Iisus. Și aici se simte în mod special această putere. De aceea sunteți fericiți că vă aflați pe urmele Domnului, să petreceți aceste zile cu bucurie și când vă veți întoarce la casele dumneavoastră, să duceți binecuvântarea aceasta și celor care vă așteaptă. Pentru că o să vă întrebe cum a fost în Țara Sfântă, ce ați văzut acolo, cum v-ați simțit. Le veți povesti, le veți arăta și fotografii sau filmări pe care le faceți aici, însă vor simți cu adevărat că v-ați întors de pe Pământul Sfânt dacă veți fi puțin mai buni. Amin. Amin. Acum vă invit să facem o rugăciune. O să spunem cu toții rugăciune începătoare și după aceea o să citesc o rugăciune de dezlegare și de binecuvântare. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ești pe toate le primești, vistierul plătăților și dădătorule de viață, vino și te sărășuiește pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, iubește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește pe noi.
Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean. Amin. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.